Istoricul Gheorghe Cliveti, membru corespondent al Academiei Române, a prezentat publicului harta politică de la mijlocul secolului al XIX-lea, care a influențat și susținut decizia ca Moldova și Țara Românească să devină un singur stat. Important este de a văzut, pe lângă triumful cauzei române, cum s-a considerat la un moment dat, de urmărit și aceste implicații europene într-o manieră mai complexă decât cea încercată de multe ori și redată prin considerarea poziționărilor marilor puteri, puterii unioniste sau puterii antiunioniste. Puterile aveau rațiuni particulare, rațiuni și interese particulare, dar aceste mari puteri, să nu uităm, chiar au luat în întrepriză cauza română, instituind un regim, punând principatele noastre sub un regim de garanție europeană. Marile puteri europene au considerat că în privința principatului a viitorului celor două state să fie consultați românii. Și românii au dat testul lor prin adunările ad hoc, adică exact pentru așa ceva, și au arătat în fața Europei care sunt dorințele lor, arzătoare, cum se spune în epocă. Deci unirea celor două principate într-un singur stat, România, autonomie și neutralitate, prinț străin și guvernământ constituțional. Un rol determinant în recunoașterea României ca stat unitar l-au avut politicienii care reprezentau interesele noii țări. Despre miniștrii de externe ai Principatelor Unite a vorbit profesorul Mihai Cojocaru. Alexandru Ioan Cuza a fost părtălavnicul lui, știți, și maestru, și a dat demisia în 1857 în vară, dar în momentul demisiei l-a găsit într-o misiune în Basarabia. În Basarabia, sudul Basarabiei, care revenise în Moldova. Acolo s-a produs legătura dintre cei doi, care este anterioară. Anterioară domniei și, firește, șefului statului care a devenit Alexandru Ioan Cuza. Aș vrea să amintesc, pentru că puțin se spune despre dumneavoastră, sunteți printre puținii care ați amintit despre Cocuța Conachi. Cocuța Conachi, care era fiica lui Costache Conachi, cel mai bogat boier din epoca respectivă, și nu numai că era un mare boier bogat, cel mai bogat din perioada respectivă, dar a fost și un om de cultură. El a fost primul scriitor al literaturii moderne românești. Iar cunoștea 7 limbi și a fost un om titrat cu studii superioare. Pentru a marca 165 de ani de la Unirea Principatelor, în sala dublei alegeri de la Muzeul Unirii din Iași a fost lansat și catalogul Cuza 150, coeditat de editura Muzeului Național de Istorie din București și editura Palatul Culturii Iași.